E a copacului neamului tău să arăți îngrijit sau nu? E a luptătorului și a de sânge pur arabesc, de musulman, de luptă, de ieși afară aranjat și în casă stai în haine de casă. Așa s-a ajuns. Ori luptătorul știa când trebuie să fie până în dinți în armat și când trebuie să fie, da, ca să simtă, pentru că era puternic, era magic și scutul era puternic și nu știai care ți-e dușman, care ți-e prieten, nu știai în cine să dai ca și energie, știi? Și trebuia să umble deschis, să dea în tine un fel de, în haine de exerciții, de poligon, nu în alea straile, alea de luptă corp la corp. E una, da? E trainingul de repetiții, de sport care îl avea și haina de spectacol. Trebuie să știi, să simți în ce timp ești, în ce, da? Cum, săritură cuantică și insistai la un moment dat, umblai numai așa, nu-ți mai păsa, da? Și la un moment dat ai simțit frumusețea păsării, da? Și cineva a mai zis, s-a închis. Făcea reparații și a ieșit cu de asta, praf de ciment și nu știu ce și nu i-a păsat, cum ai îmblat tu. Și tu ai zis, nu, eu nu ies așa, eu nu-mi permit să ies așa în lume. E a neamului tău. Nu-mi permit să ies așa în lume. E onoarea costumului, onoarea neamului. Nu e să mă dau un spectacol, ce bine arăt. Nu e. E a luptătorului. Sunt gata de tot timpul de sunt în da? Stau în defens, sunt pregătit pentru orice luptă energetică care un luptător adevărat știe în ce lume trăiește, dar ca să știe a nimerit în atac energetic sau nu, s-a întâmplat sau nu când simte energiile că le simte, rămâne în haine de casă, un pic, un fel de repetiție, da, de poligon. Ca să vadă diferența la un moment dat. Și asta e machiajul. Da? Te machiezi un timp, un timp nu te machiezi și la un moment dat vezi că îți curge machiajul, că, da? De când mă știu, plecam la servici, da? Orice făceam, duceam gunoi, mă machiam. Tot timpul. Și ziceam, domnule, ce îngrijită sunt și am grijă de mine, da? Să ies afară, duc gunoi, vin înapoi și trebuia să fiu machiată. Pentru că din tine, neamul tău, are chestia asta de luptător. Trebuia să suprapună niște lucruri, să asociativ lucrează doar neamul tău. Asociativ. Și e un dar divin care ți se deschide, se deschide doar neamului tău. Asociativ, alt neam nu poate să facă. Face altceva. Dar astea sunt armele și nu poți să te împarți cu ele. Energetice, punct, spațiu. Cum e și cu mâncarea. Eu dacă îți dau voie să mănânci din mâncarea mea, eu ce mai mănânc un fel de, da? Că tu poți să-mi o iei într-o zi, ne dându-ți seama că ai abilitatea mai puternică, să zicem. Dar eu numai bine, dacă am măcar atâta, eu reușesc să fentez, pentru că lucrez ca un hoț, să zicem, în luptă, da? Ca un hoț energetic, nu să-ți fur nu știu ce. Da? Nici nu m-ai văzut. În schimb, tu ai altă abilitate, faci odată și eu în ce fac, știi? Și trebuie să am altă viteză, să am agilitatea, ai să râzi la luptătorul neamului meu, din neamul meu, luptătorul, trebuie să mănânce carne, da? Agilitatea. Nu fructe, legume. Ori altul, din neamul altuia care e vegan, trebuie să mănânce legume și fructe, se hrănește cu energie din așa ceva și are nevoie și de tot felul de tabieturi înainte de sărbători, înainte. Neamul tău nu are nevoie. Tot timpul ziceam, eu dacă, dai seama, neamul tău ce zvelt, ce frumos e și s-a furat, da? Pur sânge arăbesc și arată ca niște, nu e a tău, kilogramele, da? Eu tot timpul ziceam,
Și că tu nu ții post, nu ești la dietă, nu. Tot timpul mâncam ce, tot timpul, da? Ce pofte aveam și eu ziceam, dacă eu mai țin dietă, eu nu mă mai văd. Urc pe scenă și în profil nu mă văd. Și că nu stau în profil, că nu te vezi. Ne-am frumos, dar cum, zvel, dar cum, tu cum intri în luptă, tu cum luptai, neamul tău lupta, urcai pe cal, ce cal te ducea cu 100 de chile de tone? Asta e japonisme, care vroiau să scape cu flori, care mănâncă flori și să scape de kilogramele care, de altfel, drag și respect, și mi-a plăcut întotdeauna și sunt niște luptători, dacă sunt. Știi? Dacă e așa neam și că de multe chestii mă îndoiesc, încep să mă îndoiesc. Cu drag și respect. Dar sumo e sumo, e o luptă și pur sânge arăbesc, călare pe cal. Ce cai trebuie să faci ca să duci un luptător sumo? Cu tot respectul. E altă lume, altă... Da. Alt pământ. Alte abilități și alte... Neamul tău nu ține post pentru că nu bea. Știi? Să nu bei, să nu mănânci, nu știu ce, să nu mănânci. Nu bea și mănâncă ceva ce în altă, alt popor ține post și nu mănâncă carne și mănâncă brânză, să zicem. Și tu n-ai știut și poate că făceai și tu, făcea din neamul tău cineva și... făcea zăzăbăză energetică în copacul neamului, care nu suporta așa ceva, n-avea forță atunci să fie în alertă tot timpul. Neamul tău e în alertă tot timpul, tot timpul, tot timpul. E focul, e soarele care arde, e focul care arde, e apa care curge ca nebuna, e